Autoritățile județene, locale, dar și managerii spitalelor depun toate eforturile pentru a veni în sprijinul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 și nu numai în județul Mehedinți. Consiliul Județean Mehedinți a alocat la sfârșitul săptămânii trecute suma de 100.000 de lei Spitalului Municipal din Orșova pentru achiziționarea unui cazan cu ajutorul căruia unitatea medicală va primi apă caldă și căldură. Deși situația economică este una dificilă și, din păcate, județul nostru nu primește sprijin din partea Guvernului României, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, depune toate eforturile pentru a aloca fondurile necesare tuturor unităților medicale din Mehedinți pentru continuarea luptei împotriva virusului SARS-CoV-2, dar și pentru ca mehedințenii să beneficieze de servicii medicale de calitate. De fiecare dată când ni s-a cerut ajutorul și am avut posibilitatea să sprijinim unitățile medicale din județ, am făcut-o. Cu atât mai mult în această perioadă în care pandemia de COVID-19 a presupus mobilizare și solidaritate pentru toți responsabilii din administrațiile locale și județene. Deși bugetul județului este strâmtorat și se fac eforturi pentru plata salariilor angajaților aparatului de specialitate și cele ale angajaților instituțiilor din subordine, nu am putut să nu ofer sprijin Spitalului Municipal din Orșova pentru ca bolnavii internați aici să aibă căldură. Astfel, în ședința de Consiliu Județean de astăzi, am propus și s-a aprobat alocarea sumei de 100.000 de lei din fondul de rezervă al bugetului județului către UAT Orșova pentru susținerea financiară a Spitalului Municipal Orșova în vederea achiziționării unui cazan pe combustibil solid pentru producerea apei calde și încălzirea clădirilor din cadrul unității. Practic, cu acești bani se va achiziționa un nou cazan, după ce unul dintre cele două cazane existente s-a fisurat și nu mai poate fi reparat, a postat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa oficială de Facebook. Primarul municipiului Orșova, Mario Stoica, a dat dovadă de un mare interes în ceea ce privește sănătatea orșovenilor, dar și a tuturor pacienților care ajung, din păcate, să calce pragul spitalului din localitate. În actualul context pandemic, implicarea autorităților competente este necesară pentru a reuși să câștigăm războiul cu acest dușman invizibil care a luat atât de multe vieți. Trebuie să încep prin a mulțumi domnului președinte al Consiliului Județean, domnului Aladin Georgescu, pentru că a fost foarte atent cu noi ca și localitate, dar mai ales foarte atent cu spitalul din această localitate. La nici măcar 48 de ore de când am făcut noi solicitarea pentru a sprijini spitalul, domnul președinte a fost ferm și a oferit Spitalului Municipal din Orșova suma de 100.000 de lei noi sau un miliard vechi, ca să fie pe înțelesul tuturor. Bani care sunt foarte, foarte necesari într-o această perioadă de pandemie. Știm cu toții că orice bănuț venit în această perioadă dificilă pentru noi este binevenit. Domnul președinte a avut o contribuție mare, a alocat o sumă importantă pentru acest spital. Îi vom folosi la achiziționarea unui cazan de încălzit, pentru că în perioada asta un cazan foarte vechi al spitalului s-a fisurat și exista riscul ca pacienții internați în acest spital să nu poată beneficia de apă caldă și căldură. Așa că, având acești bani de la domnul președinte Aladin Georgescu, vom achiziționa un cazan nou pentru spital și pacienții din spital internați vor beneficia în continuare de apă caldă și căldură. Încă o dată, domn președinte, vă mulțumim pentru sprijinul acordat. Managerii spitalelor, alături de cadrele medicale, sunt adevărații eroi ai zilelor noastre. Sunt cei care luptă în prima linie contra virusului criminal și pe umerii cărora stă toată responsabilitatea în actuala criză sanitară din România. Adrian Cican, managerul spitalului din Orșova, a depus eforturi uriașe pentru ca unitatea medicală pe care o conduce să ofere condiții europene de tratament, iar pacienții să beneficieze de îngrijiri medicale la un nivel foarte ridicat. Orice fond care ne vine în sprijin în aceste condiții sunt minunate. Și aici trebuie să spun că, într-adevăr, 100.000 de lei care ne-a alocat-o Consiliul Județean ne ajută foarte mult, pentru că, într-adevăr, aveam nevoie de această 100.000 de lei pentru achiziția unei centrale termice, care, din păcate, pentru noi, după 17 ani de utilizare, s-a dus,
s-a spart și era strict necesară achiziția unei centrale. E un ajutor nemaipomenit care ne vine atunci când trebuie, pentru că știți cum e și cu ajutoarele, fie ele financiare, fie ele de altă natură, dacă îți vin prea târziu, îți vin degeaba. Dar a venit la timp și chiar trebuie să mulțumim Consiliului Județean și președintelui Consiliului Județean pentru că a înțeles această, să spunem, cerința noastră și a reușit să ne ajute. Cetățenii sunt mulțumiți de implicarea și colaborarea autorităților. Un lucru bun că a făcut ca oamenii să beneficieze, să aibă totuși apă caldă, că omul știți cum e, stai atât în spital și nu poți să te speli și e un lucru minunat. Domnul ajută foarte bine! Foarte bine, înseamnă că cineva își dă interesul să fie, dacă s-a alocat bani așa de repede, înseamnă că e un lucru bun. Doamne ajută, cineva își dă interes pentru orașul nostru. Mă bucur pentru asta. E un lucru bun, dacă se iau măsuri așa repede pentru bolnavi, e bine decât să-i țină în frig. La nivel de oraș, față de alte orașe mult mai mari, și-au dat interesul cei care sunt la conducere. Managerul nostru care se ocupă de toate, acum dacă îl ajută și județul, e o foarte bună despre el. Pe unde a fost, a făcut numai lucruri bune, a pus spitalul la punct, tot investițiile aici care le-a adus medici noi. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, face tot ce este posibil pentru a veni în sprijinul sistemului medical din județul nostru, astfel încât a reușit să atragă fonduri importante pentru modernizarea și dotarea unităților sanitare din Mehedinți, având în vedere criza medicală prin care trece România. Colaborarea tuturor factorilor decizionali este salutară, întrucât cetățenii au nevoie mai mult ca niciodată de un sistem de sănătate sigur și eficient.